Colegiul prefectural a avut astăzi o primă ședință în care s-a stabilit tematica lunară pentru tot anul în curs. A fost prezentată și o analiză a activităților de ordine și siguranță publică desfășurate la nivelul Inspectoratului Județean de Jandarmi Teleorman. După o prezentare a principalelor misiuni din 2023 ale jandarmilor teleormăneni, inspectorul șef a menționat și o serie de neajunsuri și greutăți cu care se confruntă instituția. Ca și greutăți și neajunsuri ne confruntăm deficitul mare de personal, aproximativ 30%, înregistrat la nivelul inspectoratului, numărul redus al funcțiilor prevăzute în statul de organizare cu a doua specialitate de negociator dialog, dar ne privește pe noi și asta o vom rezolva în cursul anului. Și aici aș vrea să aduc, poate reușim împreună cu Prefectura și Consiliul Județean, să suplimentăm un număr de garduri metalice pentru a ne ajuta foarte mult cu ocazia misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestări religioase, întrucât creștinii care vin să se închine la mănăstire, la moaște, trebuie un pic restricționat accesul tocmai pentru a preveni apariția vreunui incident neprevăzut. Ca și concluzii, având în vedere lipsa evenimentelor deosebite pe timpul misiunii de asigurare a ordinii publice, precum și faptul că s-a constatat numărul redus de fapte naturale contravenționale și penale, putem concluziona că aceste misiuni au fost executate în condiții optime, adoptarea dispozitivelor făcându-se în concordanță cu riscurile și vulnerabilitățile identificate. Subprefectul județului care a condus ședința colegiului i-a asigurat pe jandarmii teleormăneni de toată susținerea din partea instituției prefectului județului Teleorman pentru atingerea obiectivelor și eliminarea neajunsurilor. Eu vreau să vă felicit pentru activitatea pe care o desfășurați cu promptitudine și profesionalism și o să aduc la cunoștință și domnului prefect și domnului președinte Consiliului Județean, dar cred că ca să facem niște pași mai repede, ar fi bine ca instituția noastră să facă o adresă în acest sens, în care să solicitați sprijinul pentru... Avem deja un proiect în atenție în anul acesta, să sperăm că vom reuși și vom fructifica pozitiv. Nu, ați spus că vreți să suplimentați cu gardurile. Da, garduri. Garduri, un proiect de... Și ați Da, 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 avem. În afară de faptul că bugetele nu vă sunt suficiente, că resursa de personal peste tot este mai mult decât trebuie, poate veniți cu anumite propuneri de colaborare între instituții sau mai trebuie să încercăm la București sau în altă parte în care putem să ajutăm să depășiți anumite probleme pe care le întâmpinați în activitatea noastră. Pe agenda de lucru a Colegiului Prefectural s-a aflat și o informare privind activitatea desfășurată de serviciile și instituțiile publice județene în luna decembrie 2023.